Criza umanitară din Ucraina se adâncește. După mai bine de 3 săptămâni de război, numai puțin de 10 milioane de ucraineni au fugit din calea trupelor lui Vladimir Putin. Potrivit unei organizații Națiunilor Unite, aceștia fie au fost strămutați în interiorul țării, fie sunt refugiați în străinătate. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Războiul din Ucraina a distrus milioane de vieți și continuă să o facă. 10 milioane de oameni au fugit până acum din casele lor, lăsându-și în urmă viața și pe cei dragi. 10 milioane de ucraineni fie au fost strămutați în interiorul țării, fie refugiați în străinătate de teama unui război nemilos, iar dintre aceștia 1,5 milioane sunt copii. Organizația a tras și un semnal de alarmă cu privire la riscurile la care sunt supuși aceștia și a cerut guvernului intensificarea măsurilor. Totodată, Agenția Națiunilor Unite pentru Copii a transmis că riscurile de trafic de persoane și exploatare cu care se confruntă sunt reale și în creștere. Copiii strămutați sunt extrem de vulnerabili la separarea de familii, la exploatare și traficare. Ei au nevoie ca guvernele din regiune să intensifice măsurile pentru a-i menține în siguranță, a adăugat oficialul. Organizația precizează că peste 500 de copii neînsoțiți au trecut granița din Ucraina în România în perioada 24 februarie-17 martie. Numărul real al copiilor separați care au fugit din Ucraina în țările vecine e probabil mult mai mare. Copiii separați sunt deosebit de vulnerabili la trafic și exploatare, transmite ONU. Mai mult, până la momentul actual, peste 500 de copii au trecut granița neînsoțiți. UNICEF se teme că numărul real al copiilor separați care au fugit din Ucraina în țările vecine este probabil mult mai mare. Un alt raport realizat de Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați arată că 3,3 milioane de ucraineni și-au părăsit țara de la începutul războiului, iar alți 60.000 au luat drumul exodului. Dintre aceștia, 90% sunt femei și copii. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani pot fi chemați la luptă și nu pot pleca.